Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada iernii, meteorologii anunțând pentru următoarele 3 luni o vreme geroasă cu precipitații peste medie. Astfel, în decembrie se estimează că temperaturile înregistrate vor fi ușor sub cele medii anuale în regiunile nordice, nord-est, dar și în centrul țării. În sud și sud-est se estimează un regim termic apropiat de cel normal, ceea ce reprezintă temperaturi maxime la începutul lunii decembrie, între 28 grade și minime la finalul lunii cuprinse între minus 6 și 3 grade. Miercuri la Giurgiu va fi ceață de dimineață, dar ziua se anunță însorită. Vântul va adia ușor, iar maxima zilei se va situa în jurul valorii de 6 grade Celsius. Pentru miercuri sunt anunțate 4 grade la Mihăileș, Ghimpați și Bolintin, iar la Hotarele și Izvoarele 5 grade, în timp ce la Giurgiu și Comana se vor înregistra 6 grade Celsius. Vântul va sufla cu o viteză de 6 km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 78%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2-8 cm, cota probabilă fiind 93 cm.